Păi da, ai nevoie de o casă. Las-o dracu de casă. Ia partea bună. Dacă se termină ora de joacă, pe tine nu ne mai cheamă mămicile să intrăm în casă la 8. Da, true. Hai, o luați aici pe bușteni să, nu, să nu-i scăpați. L-avem aici pe Gigel și pe Stelică. Bă, nu știu de voi, dar mi-e foame de mură. Mare, păi mare, mare friptan ce facem din ăștia. Noi suntem grași și tu te învaiți că ți-e foame? Mamă, ce cură are, ce gură are ăla, Gigică, sau cum ai zis tu, Gigel. Gigel. Mamă, ce cură are. Bă, vreau și eu de-asta. Bă, tu te transformi din straight în necrofilo gay? Rămâi, bă, în zona noastră cu straight. Ok, ce facem? Stăm aici undeva sau? Nu, no, am zis că poate mai găsim ceva pe aici. Bă, dar nu sunt... Eu mai, mai culegeți bețe, ca să avem când ne apucăm să facem... Bă, mai erau frânghii uneori pe aici. Eu mă uitam după frânghii, sincer. Că alea sunt importante. Frânghii, cârpe, chestii de ăștia. Da, știu, clotul ăla, dar e bun. Cu craniile astea ce facem? Poți să faci un topor din cranii, mi se pare. Da, să faci o armă din cranii. Culegeți și voi pietre și chestii. Bă, hai că eu vă... Hai să-i punem la prăjit pe ăștia doi aici. Cel mai mult un corb. Cel mai mare pregător începe acum acțiunea. Hai, fă-o, fă-o. Iote, bă, iote, vă pregătesc aici orez cu lapte. Hai să... Iată cum arde mărtăciunea. Nu-l aruncam foc direct, nu-l aruncam foc direct. A, vrei să-l prăjești? Da, da, vreau să-l tăiem. Mâncați voi, lasă bă că am eu carnea aia de și o pârlă. Da, tot ai nevoie de mai multă mâncare. Hai că v-am pus eu carnea aia de și o pârlă acolo. Bă, înțeleg, Cron, că ești gras, dar cât vrei să bă? Ho, n-ai idee. Care a dat toporul în foc? S-a spart focul? Da, dacă ar vrea toporul în foc. Ce-am făcut băieții? Imbecilule! Așa, stai, gata, te-am ținut și căpău. Vrea care va cap de zombie, ia uite-l, vrei să-l pupi? Pupă-l. Opi, pupă-l. Bă, nu, n-ai vrut să-mi pupi ce-s asta mai devreme, nici pe baby. Ia, pupă-l tu atunci. Pupă-l. Pupă-l. Așa. A luat foc. Bă, mă arde. A, mă arde curul, mă arde curul, mă arde curul, mă arde curul. Arză-te-ar focul, știi cum e vorba aia. Iar mai spar focul, halogene. Ești focul, mă. M-am aruncat. Bă, halogene, tu ai spart focul mai devreme, aveam și niște carne acolo. Ai stricat orezul cu lapte. Hai, lăsa doar. Hai, mușeam pe ăștia. Ești pe tard la jocul ăsta, băieți. Hai, ați băgat prăjeală, gata? Stai așa, cam și stai că vă fac eu un arc acum. Hai să-mi fac o frânghie. Stai că nu mai știu cum puneam. Ovidiule, capă, bă. Cum puneam pe foc, că nu mai țin minte. Ah, cu C. Ia, am și o săgeți, dar n-am frânghii. Bă, aveți, bă, frânghii, voi aveți frânghii? Bă, dar și noi am pus prea multă, nu, n-avem. Băgam ea și că mi-erau buni niște frânghii acum. Am pus prea multă mâncare aici, că nu o să putem să o luăm după noi, că nu poți bage în inventar. Stai că bate-o cioroiul ăsta. Îl bat pe... Relu, vino cu a! Relu! Relu, Relu, ai spart focul! Hai că a spart și eu focul, mai mâncăm o laie! Relu! Te-am pălit pe... Relu! Băi, mi-e mirat telefonul ăsta, cică. Păi nu-l folosi, că dacă ții telefonul la mână o să te auzim de două ori. E un fel de radio. Hai că am spart și eu focul, gata, nu mai mâncăm. Hai să mergem, hai să ne facem, că deja nu mai am unde să-mi pun resurse. Hai să plecăm de aici. Gata, am mâncat și un canibal. Da, mă, hai prin partea asta. Și o pârlă! A omor. Uite, am mai găsit un picior. Eu aș uita după cârpe. Cum îți faci suriță, mă? Ia, mi iese de o cârpă, de o așa, un de-asta și ce mai trebuie? Bă, dar parcă puteai să faci cumva... Crafted bow. Bă, gamea și mai trebuie o cârpă. Bă, mai e vreo cârpă pe aici. Clot vrei? Da, mă, aruncă-l, dacă poți. L-ai aruncat? Stai, nu, că nu poți să-l arunci, trebuie să-l dau așa. Ia. Cum? Ia, uite la mine mână. A, dă-l încoa. Mersi, gata. Hai că vă aduc. Bă, Ovidiule, cum ai făcut, mă, suliță? Două bețe. Două bețe înfipte în cur. Uite, aici putem să facem o casă mega leger, că e zonă întinsă. Deci am să facem pe plajă mai bine, că așa aveam și pești. Păi da, cine crezi că o să stea să facă pești? Oricum, la zic că pe plajă acolo găseam multe geamantane și păi aveam mergi în descoperire și de acolo și te întorci aici. Mm-hmm. Așa, vedeți că astea albastre sunt bune, să le tăiați pe astea alte. Hai, facem aici, bine. Ca să știu dacă mă apuc să tai chestii. Hai. Să faceți topor din piatră. Tai așa, atent, hai că fac eu, o să avem nevoie de
Un d-asta, ia, veniți. Facem casă în copac sau facem un adăpost micuț așa? Cum vreți voi, construiți și voi ăsta. Eu zic... Ăsta, ok. Ca să punem lemne în el, nu de alta. Și știți de care, facem de la cu patru mușteni sau cât o avea și niște, cum dracului se zice, niște pietre. Facem un de la momentan că vine noaptea. Bă, ataca... Alegeți voi o casă ca să punem copac. Vrei, vrei în copac casă? Da, mă gândeam că ar fi mai ok. Bă, eu am găsit pește, deci vă aduc acuș de mâncare eu. Eu am tăiat o păsărică. Ai tăiat păsărică, bă, în loc să fuți tu o mori. Ce să facem? Bă, ia veniți încoace să vă arăt ceva. Ia, veniți să vă arăt un coi. Nu, serios, ăsta se numește crab coi. Ia uite cum se zbate. Unde e jos? Uite. Aoleu, cu câu se pun. Îți place? Ăsta e crab coi. Bă, uite să-mi vezi coiul. Vino mă să-mi vezi coiul, uite-l. Ce dra... What the f... Ăsta se numește crab coi. Se zbate. Pește japonez. Hai, v-am arătat coiul. Știți melodia aia? Arată-i coiul, arată-i coiul. Arată-i coiul. Munde, în ce casă facem casa aia? Îl facem, în ce copac facem? Eu zic să facem una micuță, așa, de improvizație. Păi hai să facem în ăsta, na, uite pe ăsta aici. Merge făcută în ăsta? Ia. Nu, bă, nu un copac, că ne trebuie mulți bușteni. Facem una direct pe jos, dormim toți trei acolo și plecăm dimineața următoare să ne găsim un loc și ori mai bun. Uite, eu zic să o facem pe asta, ce ziceți? Vrei să faci doar adăpost de la micuț? Da, și dormim peste noapte aici. Păi atunci de ce pula mea mai strâng lemn? Păi îți trebuie bușteni la ăsta. Păi știu, dar am strâns deja, uite cât sunt în căcatul ăla pe care l-am construit. A, nu contează, luăm ăla cu noi. Vă e foame, fac un foc? Nu, eu sunt ok. Ești ok? Eu sunt ok, hai. Eu fac totuși un foc aici să nu ne înghețe curul, că poate vine ploaia. Poate hai dacă că... ploaia s-ar opri. Mamă, câți bușteni avem în ăsta, să-mi bap. Mai ceva ca la stațiunea aia montană. Ha. Uite un băț aici. Ce vrei să fac cu el? Ai spart cumva ăla? Halo? N-am spart nimic, n-am spart nimic. Era aici, eu n-am avut, eu nu l-am avut cum să spar, că eu căutam bețe. Eu am plecat. Bravo, la... Eu m-am apăsat câmp, frate. O să vedem noi pe filmare. Păi pe câmp anulezi, deșteptul pește. Hai să... Coiul ăsta, lua și niște frunze, că eu vă mai prind niște pește. Ah, ce frumos e la foc aici. Așa. Azi, o poveste, halogen. O poveste? Hai să vă povestesc. Fiți atenți aici la mine. Eram o dată la școală. Stai să pun bricheta mână ca să fie mai amuzant. Așa, mi-am pus-o și eu. Eram o dată la școală. M-a tras și pe mine o dată să mă piș. Iată cum trece cioara aia în zbor. Așa. Intru, mă duc, mă piș. Când să mă întorsesc din cabină, nu mă văd. Toți pereții plini de căcat. Parcă erau hieroglife, da. Nu hieroglife, zi-mă d-alea ca la omul preistoric cu funingine pe pereți. A plecat și ne-a lăsat așa în cliffhanger. M-a speriat de m-a căcat pe mine. Stați că vă mai aduc niște... Vrei să vi-l aduc pe Nemo? Stați că... A, nu, vă mai aduc un coi, nu l-am mai găsit pe Nemo. Ce trebuie faci tu, omor pește acum? Păi prin pește, le țin inventar, nu vreți să-l pun la prăjit? Cum îți făceai suliță, că nu ați inventat? Două bețe. Dar nu am două bețe, stai așa că sparg ăsta și fac bețe, așa. Așa, hai să mai iau și niște frunze cu sulița. Ții sulița în jos și o ține ca și cum ar vrea să o bage. Uite ăsta a prins coiul. Prinde coiul. După aia apeși pe aia să-ți interni. Bă, mă, cât a peștele. Bă, nu da. Așa, bun, pune-l pe foc. De fapt nu-l mai pune pe foc, am pus eu pește. Vreau să-l omor pe Nemo. Hai că rămâne balta fără pește până la urmă. Bă, mi-am aruncat sulița. Unde mi-e sulița? Gat. Unde ai aruncat-o? Am luat-o înapoi. Mi-o furau băieții. Hai că am mai găsit niște mure de-astea. Bă, dar bă, nu mai pot să car pești, care vrea pește aici. Are balta pește. Am vreo 3. Așa. Nu mai pot să car mai mulți. Hai veniți la masă, copii. Nu dormim și noi, mai puțin. Hai mă, ce naiba, te curși cu găinile. În cazul ăsta cu păsărele care zbor. Bă, trebuie să facem de alea de apă nenorocite, că mâncare o să avem tot timpul. Da, dar apă... nu le facem aici, le facem când ne facem o casă strictă bazată. Ce v-am zis? Ia uitați mă ce mișto se vede cerul. Care e carul mare și care e carul mic? Eu zic că ar trebui să dormim. Z. Haide. Hai, z toată lumea. După aia să mergem frumos, ne facem casă. Mamă, vreau mâncare.
Mâncare, hai că se vede care e fobistul din grup. Hai că am, hai că am mâncat foarte puțin, e ok, azi că mai am snack box-uri pe aici. N-am mâncat nimic. Ia, hai că bă, vină cu coacă, ți-am mai pus aici un picior nu, să am mâncat, alegi. E ok, am mâncat. Haide.